Dragilor, noi despre creme am mai povestit, dar de cele mai multe ori vorbeam despre acest subiect în contextul doamnelor, domnișoarelor, nu numai, dar iată că mergem la o altă categorie de vârstă, vorbim despre cremele specifice bebelușilor, de ce e bine să le folosim pe acestea și nu ce avem prin casă, ce ne-a mai zis bunica. Aflăm în această dimineață de la medicul dermatolog Gabriel Balcangiu. Bună dimineața! Bună dimineața! Este un subiect de care viitoarele mămici au nevoie, așa că sperăm că au ciulit urechile acum, fiind în fața televizoarelor. Aș vrea să vă întreb, în primul rând, de ce e important să avem produse dedicate? Pentru că pielea bebelușului este o piele extrem de sensibilă, care odată cu nașterea trebuie să se adapteze la mediu. El a stat 9 luni într-un mediu protejat, acoperit de o membrană numită vernix, care chiar nu recomand în prima săptămână să fie îndepărtată mecanic, de aceea trebuie spălat foarte delicat, tapotat în momentul ștergerii, iar ulterior să aplicăm creme dedicate și o rutină destul de simplă. Mămicile își fac de obicei stocuri de produse, se duc în farmacii dedicate cu, cred că începând cu primul trimestru, cu liste întregi, într-adevăr face un screening, se informează și de la medicul pediatru și dermatolog, dar și de la celelalte mămici și atunci nu mai știm ce să alegem în final. Ne trezim fie cu foarte multe produse, fie cu prea puține sau uneori cele nepotrivite. Vorbind de rutina de bază a bebelușului, ce ar trebui să avem în casă musai? Un agent de spălare, care poate să fie un gel clar neparfumat, cât mai delicat, sau sub formă de cremă sau ulei de spălare. Trebuie să avem o cremă care să ne protejeze într-adevăr împotriva eritemului de scute pe bază de zinc sau de expantenol. Trebuie să avem efectiv un scutec cât mai potrivit și nu stocuri foarte mari. Trebuie să avem un balsam de rufe, de fapt un detergent, pentru că nu se recomandă balsamurile, un detergent de rufe care să-l folosească inclusiv mămicile, pentru că intră în contact pielea bebelușului cu hăinuțele mămicilor. Și cam atât în prima fază. Nu pare nimic atât de mai complicat. Mult. Nu, deloc. Am înțeles de la o proaspătă mămică să folosim același brand. În momentul în care pornim la drum, să nu amestecăm brandurile între ele, astfel încât să ne dăm seama dacă există vreo reacție alergică, de la ce brand se face această reacție. E utilă informația? Este. Să știți, este și atâta timp cât funcționează și pielea nu dă niciun semn de sensibilizare de reacție adversă, putem continua cu acele produse. Absolut. Și eu așa am procedat cu băiețelul meu. Cum se manifestă aceste alergii la bebeluși, după ce anume să ne ghidăm? Cum recunoaștem de fapt o alergie de o iritație? Este destul de simplu. Iritația este imediat după aplicare, de obicei. Este un pic fenomenul mai acut, bebelușul plânge, alergiile se manifestă generalizat în general, suprafața este mai mare, diseminează, pielea este foarte subțire în primul an de viață și atunci există absorție sistemică și cam asta este. Din perspectiva mămicilor, ele la ce produse ar trebui să renunțe în primele luni de viață ale bebelușului? De multe ori aud această zicală, nu te duce pentru prima dată la un bebeluș purtând parfum. Exact. Dar nu recomand nici parfumurile, nici deodorantele puternice, cel puțin în preajma lor. Trebuie să aerisim foarte bine camerele. Nu recomand hăinuțe de mohair, de lână, care să intre în contact cu pielea bebelușului. O spălare cu un detergent puternic. Trebuie să ne schimbăm hăinuțele când ajungem de la serviciu. Trăim într-un oraș, într-o țară poluată. Mai sunt alte secrete pe care mămicile nu le știu și le pot descoperi alături de medicul dermatolog, dincolo de ceea ce aflăm pe forumuri? Da, absolut. Am citit de curând un studiu. Dacă părinții au istoric de atopie, putem începe preventiv emolierea zilnică a copiilor și scade foarte mult a bebelușilor riscul de a dezvolta atopie cu până la 50%. Întotdeauna suntem unici, la fel ca și adulți și copiii sunt unici, au
adaptabilitate diferită la mediu, trăim în medii diferite și atunci de cele mai multe ori trebuie să ne adaptăm și noi rutina în funcție de nevoile lor și să facem alegerile potrivite după sfatul specialistului, într-adevăr. Noi ne place foarte mult să povestim despre prevenție în primul și în primul rând. Nu știu dacă ne-am asumat un soi de misiune în această direcție, dar vorbim foarte des și despre stomatologie. Am înțeles că bebelușii ar trebui să meargă și ei la medicul stomatolog pentru a-i obișnui. Nu neapărat că au probleme, ci ca să se obișnuiască, de exemplu, cu prezența medicului stomatolog, cu cabinetul. Sunt de acord. La medicul dermatolog când mergem? Putem să mergem pur și simplu fără să existe o problemă? Când recomandați să vă întâlniți cu un bebeluș pentru prima dată? Eu recomand într-adevăr dacă apar probleme. Uh-huh. Cele mai frecvente în primele luni de viață sunt crustele de lapte, dar de obicei trec de la sine, dar dacă sunt fenomene mai acute și extinse, trebuie să primim un sfat avizat. În cazul în care, într-adevăr, avem niște nevi, noi le numim alunițe mari congenitale, este nevoie într-adevăr să ajungem cât mai repede posibil la medicul dermatolog. Dacă avem o sensibilitate sau un risc de a dezvolta atopie, vedem că pielea este mult mai sensibilă, apare înroșirea feței, de obicei dermatita atopică debutează la nivelul feței în primele 6 luni de viață, atunci da, chiar recomand. Există fel de fel de tradiții românești, mai ales în momentul în care copilul este botezat, nașii să-i facă o băiță cu lapte, petale de trandafir și fel de fel de plante. De ce anume ar trebui să ne ferim în acest context? Ce n-ar trebui să intre în contact cu pielea bebelușilor la această băiță specifică? Am înțeles. Se face, se pune o cantitate mică, laptele nu trebuie să fie un lapte normal pasteurizat, o cantitate mică, o linguriță de ulei nu face nimic. Într-adevăr, se mai poate masa din când în când dacă îi place bebelușului. Că Nu toți preferă masajul după băiță, un ulei de măsline sau un ulei de floarea soarelui. Și într-adevăr, nu trebuie să punem parfumuri, obiecte care sunt proaspăt colorate, care pot contamina apa și irita pielea bebelușului. Din această perspectivă, am înțeles că unele mămici mai amestecă în uleiul de masaj al bebelușului câteva picături de ulei esențial. Din câte știu, multe dintre ele sunt fotosensibilizante și au efecte adverse asupra pielii. Ce ați interzice complet din lista de uleiuri esențiale în preajma bebelușului? Inclusiv uleiul de cocos, care îl foloseam destul de des în trecut la masaj, nu mai este recomandat, s-a dovedit alergizant. Uleiurile esențiale, mai ales din plante și cele aromatice, le interzic total. Deci aici nu există negociere, nu le punem punct? Nu, le punem punct. După 2-3 ani, da, dar în primul an nu. Ce aiurile sunt benefice pentru pielea bebelușilor? Știu mămiși care folosesc diverse cotonete cu care șterg ochișorii bebelușilor cu ceai de tei sau de mușețel. Este o practică acceptabilă sau nu? Este, să știți. Comparativ cu foarte multe șervețele umede, este mult mai tolerată această practică decât ștergerea cu un șervețel umed. Asta este una și din contradicțiile pe care aș vrea să le recomand. N-aș vrea să se utilizeze foarte frecvent șervețelele umede după schimbarea scutecului, să fie doar ocazional, să intrăm într-o vacanță, într-o vizită. În rest, aș recomanda spălarea. Foarte, foarte important. Cred că multe mămici se bazează pe aceste șervețele umede. Când, iată, acasă, poate ar fi mai comod să ducem bebelușul în cădiță, la chiuvetă, să-i facem o scurtă băiță și să continuăm cu ritualul. Exact. Aș vrea să vă mai întreb despre crema de gălbenele. Știm că e un produs recomandat din bătrân. Foarte multe mămici continuă să-l folosească pentru ele, pentru coate, pentru zonele mai uscate ale corpului. E funcțional acest produs și pentru bebeluși sau avem nevoie de creme cu absorpție mai rapidă decât crema de gălbenele, care știm că e mai unctoasă? Extractul de gălbenele este benefic pentru pielea bebelușului, are efect antiinflamator, calmant, dar trebuie să fie într-o soluție și într-o bază dedicată și adaptată pielii bebelușului. Cremele vechi,
cum le spuneam eu și le-am văzut la bunici, de 3 lei, 5 lei bucata, nu le recomand, pentru că baza aceea, într-adevăr, poate să fie alergizantă. Conține parafină, lanolină, care pot alergiza pielea bebelușului. Mă bucur că am întrebat și acest lucru mai degrabă. Deci facem un ceai de gălbenele și l-amestecăm. Da, sau căutăm un produs dermatocosmetic dedicat, care poate să conțină un extract de gălbenele, dar într-o formulă special concepută. Am încercat să vă storc de informații în această dimineață și sper să fi răspuns la multe dintre nelămuririle mămicilor. Vă mulțumesc tare mult pentru informații și vă aștept cu drag să reveniți să mai povestim. Mulțumesc! Dragilor, haideți puțin și lumea astrelor acolo unde ne așteaptă Olivia, astfel încât să ne pregătim pentru weekend așa cum se cuvine. Bună dimineața! Berbecii își fac planuri pentru întregul an. Se pot baza pe partenerul de viață, însă resursele financiare trebuie foarte bine gestionate. Taurii sunt mai atenți în relații. Încep să ia lucrurile în serios și își dedică mai mult timp partenerului de viață. Geminii sunt susținuți de rude. Dacă doresc să facă investiții pe termen lung, se pot baza pe sprijinul familiei. Racii nu trebuie să neglijeze odihna. Sunt implicați în multe activități pe care nu le mai pot gestiona cum trebuie. Atenție la sănătate! Leii trec prin schimbări majore. Mulți nativi se pot opune și au parte de suferință. Să primească deschis noile oportunități. Fecioarele își stabilesc clar prioritățile. Sunt într-o formă foarte bună, ceea ce le aduce succes și relații armonioase. Balanțele își pot face planuri de familie. O mini-vacanță le poate aduce mai mult odihnă. Scorpionii întâmpină dificultăți în relațiile de iubire. Să-și păstreze calmul și să fie cât mai deschiși la dialog. Săgetătorii se fac remarcați prin rezultatele pe care le au în plan profesional. Astăzi au o zi importantă la job. Capricornii au o zi favorabilă pentru întâlniri cu prietenii. Este posibil să li se propună o colaborare, dar să nu se pripească în luarea acestei decizii. Vărsătorii trebuie să evite orice speculație în afaceri. Începutul de an îi va ajuta să-și reconfigureze traseul în plan profesional. Peștii sunt melancolici. Trebuie să-și adune toate gândurile și să se organizeze mai bine la locul de muncă. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Alina Domnișor. Valentin, că vrei să ne oferi informații importante, dar lasă-mă să mă plâng puțin și să-i dau dreptate Oliviei, dar racii sunt obosiți. Mi-e atât de somn că abia te văd. Mi-e atât de somn că abia stau dreaptă în dimineața asta. Și la mine. Dar nu știu cum se face. Ți se întâmplă când ți-e somn să fii mai energic în timpul programului de muncă? Să-ți dai mai mult silința știind că ți-e somn? Eu păsesc că sunt mai obosit să fiu mai energic noaptea când trebuie să dorm. A. La mine se întâmplă opusul. Nu, eu cred că mă simt vinovată dacă nu fac treaba bine la muncă știind că sunt obosită și dau mai mult un pic. Cred că totuși să ne punem la somn de vreme și o chestie de disciplină. Pe care tu nu o ai. Pe care eu nu o am, că eu de mic mi-a plăcut să stau până târziu seara și m-am obișnuit cumva așa. Ai mei mă puneau să dorm pe la ora 10, dar la televizor se întâmpla un anume sport numit wrestling. Aolele. Am aflat după că era totul un fake, dar eu la 9 ani credeam în treaba asta și noaptea pe la 11-12 eram cu telecomanda în mână, cu sonorul dat la minim să nu mă audă nimeni, că eu mă uit la wrestling și asta făceam. Da, cred că ține de disciplină treaba asta și ar trebui să ne obișnuim copiii de mici cu activități pe cum să-și facă patul, să strângă de pe masă unde au mâncat, să se culce de vreme, să facă sport și alte cele. Toate astea fac parte din această bulă mare numită disciplină. Disciplinarea unui copil nu înseamnă pedepsirea acestuia, ci îmbunătățirea comportamentului lui. Doar în acest mod, cei mici vor deveni adulți stabili din punct de vedere psihologic și social. Cu toate acestea, tacticile pentru disciplinarea unui copil de 2 ani nu vor funcționa și cu un copil de 10 ani. Mulți părinți pot fi tentați să recurgă la pedepse ca remediu pentru toate vârstele, dar există și alte strategii mai simple și mai eficiente pentru disciplinarea copiilor. Copiilor cu vârsta
cuprinsă între 1 și 2 ani, le place să exploreze lumea, așa că trebuie să-ți încurajezi micuțul să facă acest lucru. Nu lăsa copilul singur. Copiii mici sunt foarte sensibili la teama de abandon. Nu țipa la el. Ar putea avea sentimentul că nu este iubit. Vocabularul copiilor este încă în curs de dezvoltare și nu va înțelege interdicțiile și explicațiile lungi. Rămâi aproape de copil pentru a te asigura că nu se simte neiubit și neprotejat. Copiii la vârsta de 2 și 3 ani sunt într-un efort constant de a câștiga autonomie și autoafirmare, în timp ce învață că există limite. Acest lucru duce la frustrare și la tantrumuri, lucruri de evitat, interzicerea lucrurilor, ignorarea copilului sau lovirea copilului. Încearcă să empatizezi cu copilul astfel încât să nu arăți frustrare. Întreabă-l de ce se comportă așa. Poate că este speriat, stresat sau obosit. Explică-i situația cu calm și claritate. Copiii aflați la vârste preșcolare au învățat să recunoască realitatea și limitele, dar au nevoie totuși de ajutor pentru a înțelege regulile și pentru a dezvolta o judecată sănătoasă. Evită prelegerile și discuțiile lungi. Acestea nu vor avea niciun efect asupra comportamentului copilului și ar putea fi contraproductive. Nu amenințați copilul. Acest lucru îi va învăța pe cei mici că regulile nu au nicio însemnătate. Stabilește și aplică constant regulile. Acum cei mici le pot înțelege și le pot urma. Oferă-i copilului o direcție pentru a-i arăta comportamentul potrivit. Începând cu vârsta de 6 ani, copiii vor căpăta din ce în ce mai multă autonomie pe care ar putea dori să o afirme în fața părinților. Acum își pot alege singuri prietenii, însă tot părinții dețin controlul asupra deciziilor importante. Evită pedepse pentru comportamentul neadecvat, precum și umilirea lui în fața altor persoane. Trebuie să înțelegi comportamentul adecvat vârstei și să insiști în respectarea regulilor casei, fără excepții. Acest lucru îți va confirma autoritatea.